Bun venit la OTV-ul Lumii Auto. Dai o pizza? Dar nu mâncai și. Te întrebai dacă dai tu o pizza sau dacă mâncai eu. Da, dar să pus la pe scaunul e bun, e pielă de calitate, e și un scaun mare. Dar poziția la volan, tati. Măcar dacă facem accident știu că avem 5 stele la euro în cap. Cel puțin pe berlină, pe asta. Nu, no, preferești. Domnule, îmi place. Ia uite și tu ce material asta, fii atent. Atât de moale. Ia uite bancheta, e moale rău de tot. Sunt fiți urechești. Ce s-a întâmplat aici? Lipsă gaură? Da, l-am făcut la loc, vezi? Bă, chiar știe bă, nemi. Nu știa în comentarii. Nu, că n-ar fi. Că am primit atâtea și de pomană, că n-ar fi ai mei. Dar bineînțeles, și în dreapta e aceeași poziție. Asta, asta e ca la Dacia, bine. E reglată foarte bine. Frânele ok. Dar restul în jurul șoferului, poziția, picioarele, scaunul. Scaunul. Bă, ce faci, popor, yeah, cu scaunul, bă? Uite, vreau să văd dacă merge în mers. Nu e vacă cum e bou unui mașină care nou. Bun venit la OTV-ul Lumii Auto. Nu sunt Dan Diaconescu, sunt Mihai Popescu și astăzi vă prezentăm un cupeu. Nu cel din spatele meu, ci cel de pe tricoul meu. În premieră intrajudețeană, alături de vedeta europeană, că n-a trecut continentul încă, de vedeta Luci Popa. Cum era, bă, poezia? Nu e nici... Nu e vacă cum e bou unui mașină care nou. N-am spus-o eu. Gata. Dar ăsta este... Eu am o mare, mare slăbiciune pentru Laguna Coupé. Da? Da. Hai, domnule, așa că... Hai, zi acum. Eu am o mare slăbiciune pentru mașina asta. Gata. Apropo, domnule, de Laguna Coupé. Aceasta este splendida cartelă. Întâlnită doar la acest producător până... Cred că nu are nimeni altceva, genul ăsta de cartelă atât de subțire. Nu știu voi câte ați văzut, câți clienți ați văzut plângând cu cartele ăștia care nu le mai recunoșteau. Păi nu, dar... știi cum văd eu partea logică a ei? Este prea subțire. E ca așa? O telecomandă. O telecomandă când vei apăsa la infinit pe ea, se va... Ce îmi place ceva în placa respectivă, asta fiindcă este foarte subțire. Așa? Tu chiar îi vei rupe placa sau îi vei deteriora circuitele. Dar ia fii atent, stai puțin, stai puțin. Nu face click alu. Bă, stai puțin. Deci am închis-o, da? E un cupeu. Ia să vedem dacă coboară geamurile din această cartelă. Spun eu că nu coboară. De ce? Spun eu că nu coboară. Bă... Cum poți să nu coboare cupeu? Nu coboară. Și ce? Eu am mai mers cu una de asta, și știu. Gata, nu mai ține, că poate... Îți mai fac a doua oră. Eu o iau pe asta. O iei ce? Eu m-am gândit la un moment dat. Deci eu, când înainte să-mi iau BMW, aveam vreo 4 mașini pe listă. Seria 1, așa. Honda Civic Type-R, Laguna Coupé și... pe 407 Coupé și mi-am luat seria 3 diesel. Păi, n-ai avut 4 mașini pe listă, ai luat-o pe a 5-a. Da, am luat-o pe a 5-a. Dar mașina asta este răspunsul francezilor, mai bine zis, răspunsul Renault la succesul avut de cupeul 406 de la Peugeot și de 407. Și ce au zis? Facem și noi una. Uite-te la buzunarul lui Robi, zici că e sigla de Renault. Bă. Sunt bine că n-avem vreo doamnă, domniță, cu noi să se aplece. Știi că mai era un simbol din ăla. Da. Dar, pentru un cupe făcut de un producător de buget, am avut motoare V6 și chiar de peste 3 litri. 3.0 V6 de proveniență Renault și 3.5 de proveniență Nissan. Este, papa? Este. Știu câte ceva despre Renault. Nu-mi place, dar știu. Deci, fii atent. Uite cât afară. Ce face locul lui Robert? Da. Deci aici, dacă lovești aici, pac, schimbi până aici. E așa, Robi. Ei, și încă o chestie. Vreau să vedem, asta are Xenon doar pe scurtă, asta e faza lungă, cu becul într-o parte, că una nu, e poziția... Asta s-ar putea să fie un fel de cornering, sau de lumină de viraj, știi? De se aprinde... E cam sus. Ia du-te și joacă-te la lumini, hai. Că știu că îți place chestia asta, că... Când erai mic, te jucai la tablou electric. Stai, domnule, că vreau să văd aici. Oh. Că aici intră cartela? Păi nu se bagă Robi acolo cartela. Asta nu e la nivel, capota asta. Păi lasă, hai cu faciul la nivel, uite, acum e la nivel. O vezi? Da. Și ea? De ce aici intră? Păi lasă, și aici nu mai intră. Vezi? Și aici e, dar nu e chiar așa mare ca acolo. Ia trage popaș capota, că nu cred că a fost lovită. Păi poate... contactul fără cheie. Păi dacă e la mandă. Păi o fi cheiles. Ia, șefule. Cu... Ia, poți să apeși butonul de la capotă.
Păi ia, nu, nu mai încearcă. Nu, e deschisă. Stai, mă, dar, dar trebuie să vin cu aceluciu un pic totuși. Ia mai trage. Acum. Vezi cât e de ușor de deschis, n-am văzut nicio mașină atât de ușor aia. Uite chiar aici. O văd, dar problema e că te-ai răsucit de ea. S-au făcut ceva. Dus-o încolo, încolo, unde? Ia vino ne... Ia, păi vezi? Ia, ia vino. Veniți unul cu un microfon aici, că e proastă. Păi vino, nu, vino tu încoa întâi. Vino încoa întâi. Lasă-l pe Luci. Da, eu exact. Știu cum se deschide, dar... Eu nu știu cum se deschide. Bănuiesc, iete, se dă de ăsta încolo, în sus. Uite. Ia, Luci, dă-i tu pedala a doua. Deschide-o tu, uite cu ele, hai că te duc eu, hai. Te duc eu, merg eu cu dumneata. Ha? Renault, vezi că ai făcut prost. Gata, mă, cere. Păi fii atent, tu apeși așa, nu? Ia uite. Păi normal, ea e făcută, de normal. Ei ar fi vrut să se dea așa. Da. S-o apuci de aici, dar uite, bă, că Robi, nu se duce singur. Robi. E, bă, nea Mihai, bă. Ha, credeam că n-are nici telescop, nici de-aia. Telecomandă. Da. Ia uite ce capotă, bă. Îl rugăm pe cameramanul nostru priceput să vadă, să filmeze zona asta de broască ruginită. Dă-te un pic, mă, așa, ca să bată soarele acolo. Ia uite, un... Așa că ziceam să ne uităm la aia dacă e lovită în față. Nu pare lovită. Ia uite-te pe partea aia. Clipsurile par aici ok. Noi. Păi a fost capota dată cândva. Da, bravo, da. S-au pus. Popa. Aici este 2 litri de DCI. 150 de cai. 150 de cai. Cu distribuție pe lanț. Pentru că trebuie să spunem niște lucruri, că am fost acuzați, stai puțin, Robi, nu, că nu spunem nimic tehnic. Și fii atent, fiți atenți, vino mai aproape, Bogdane, urmează părțile tehnice. 2.0 DCI, distribuție pe lanț, bloc de fontă, chiulasă de aluminiu, injectoare piezoelectrice. Dar știi că și 1.5 tot fontă e. Păi după mine cele mai bune sunt de fontă, dar alea cu cai mai mult sunt de aluminiu, la mai mulți producători, ai văzut? Mai departe. Întrebare, asta e o axă sau două? Două, și fii atent cum este. Distribuția pe lanț învârte aici un pinion și din pinion în pinion se dă drumul la... Milioane. Acordeon. Ia auzi, bă. Ia, domnule, ușor, cum avem unul aici, să vedem. Ia uite, bă, ce frumos. Le-au pitulat bine. E greu. Da, dar uite, toată instalația, totul e prins... Pompa de vacuum. Și o chestie foarte interesantă la mașina asta, la motorizarea asta, are pompa de înalte, pe camă, pe una din axele cu came care o acționează aici, nu e pe, adică practic nu e pe, nici nu putea să fie pe lanț. Multe mașini așa. La cele cu distribuție pe lanț, la cele pe curea e... pe cureaua de distribuție. Dar ce lipsește de aici? Aici mă avea ceva, pompă de servo. Și ea oare electrică sau ceva pentru, ce? Pentru alte echipări. Și rugăm pe cameramanul nostru să vină puțin încoace, să discutăm despre ceea ce se numește fiabilitate. Bun. Mașina asta are pe partea de accesorii pompa de apă, alternatorul, compresorul, un întinzător și o rolă. Adică vei avea de înlocuit 3 piese. Evident, 4 cu pompa de apă. Cu cât vei avea mai multe subansamble pe partea de accesorii, cu atât vei avea un cost mai mare când vei înlocui kitul de curea de accesorii. Bă, bravo, bravo. Da. Asta ce e? E joja pentru kit de parcurs. Ah, mă, ce pentru că se pune mai indicator în bord. Și cum? Suflă în el. De unde știi? Văd că nu iasă nici încoa. Nu, nu, păi nu, te... nu, că păi și te uiți cât e de udă sau nu, cum? Uite pe acolo că e plin în el, știi? Să umple asta cât da, e? Da, da. Până unde? Păi dacă e incolor, dacă e apă chioară, nu prea vezi. Bă, e greu. Și joja de la motor în bușon oare? Nu mai scoate că le sunt problematice. Las-o numai. Bă, dar asta totul e pe joja, mă, nu. E bine, e bine. Gata, avem aici să-i face erisire, pac, pac, pac. Avem bășica de asta de asta am văzut și la papuc. Papuc, da? Nu avem aici un capac. Cum avea așa? Așa? Ce detalii. Popa, dar știi ce nu știm? E automată sau e manuală? Manuală. Automatele de la astea cu convertizor, generația asta? Da. Nu au dublu ambreiaj, nimic? Nu, nu. E de ce s-a pus mai târziu. Dar bine, nu pe asta. Aha. Pe tot ce înseamnă laguna, latitud, a fost convertizor. Țaca-paca. Țaca-rapaca. Dar per total, e un cupeu ieftin. Cred că nu mai avea nimeni. Poate Hyundai mai avea cupe. Hyundai cupe. Hyundai la un preț coupe, bun. Nissan 350Z, Peugeot 407 cupe. Peugeot 407 cupe era scump. Și asta era scump. Cât crezi că era asta după tine așa? Asta era 35.000 de euro. Așa de mult? Da.
Și cu motor de, cu, de dacă l-ai cu V6, să zicem? 40.000. Serios? Serios. O avea cu Ford Control din ăla, nu, că trebuie să schia pe, trebuia să-i schie pe geamuri. Da, vrei să știi de ce am eu afinitate pentru mașina asta? Dă-mi un microfon să stau lângă. Stai lângă mine că te aud. Așa, de ce am eu afinitate? Uite, i-a pus microfonul pe gura mea. De ce am eu afinitate pentru mașina asta? Știți reclama la Renault Laguna Coupe? Dacă nu știți, căutați-o pe YouTube, că o găsiți. E un om foarte, foarte bogat. Se duce și își returnează televizorul și spune: l-am cumpărat pentru că avea vecinul. Se duce și își pune ceasul: l-am cumpărat pentru că era nu știu ce firmă. Dar se duce, își lasă crosa de golf și spune: am cumpărat golful pentru că dă prestigiu, pui mei. Motive din astea, știi? După aia se urcă în Renault Laguna Coupe și pleacă pe un drum frumos, nu știu ce. Am cumpărat-o pentru că mi-a plăcut. Drumul. Nu, mă, nu, mașina. A, mă rog. Da, reclama. Și mi-a plăcut și prezentarea de la Fifth Gear când a apărut motorul, mașina asta. Foarte mișto, făcută de Tom Ford, nu ăla cu hainele. Tom Ford, grasul, știi? Hai să ne uităm un pic și la portbagaj, pentru că o altă chestie interesantă la Renault. Ce s-a întâmplat aici, domnul Preda? Păi da, deja fugim la portbagaj în situația în care se vede că a fost cândva trecută pe la unul și altul. Ăsta a îndoit, îl vezi? Da. El vine așa, uite geamul, se vede? Pac, vine așa. Aici, ce de rost are la fel, e băgat pe sub. Și ce trebuie de la umblat? Da. Dar uite că dar la aripă nu pare umblat, mă rog. De la soare, că s-a prins. Nu de la soare, dar problema e alta. Uite aici, da. Ia, asta nu mai e de la lucrări proaste. Deschide ușa puțin. Păi n-ai treabă cu ușa. E cu ramă. Păi asta zic că e rama, da. Păi da, aici iar la fel, cheder, deja îmbătrânit. Bine, ce mașina din ce an e? 2011, 10, 11. 10, 11, da. Are 13 ani. Da. Ce-a la E60, că la E60, mai ales la facelift la E60 se clapă. Adică și la E90-uri crăpau. Ce frumoase sunt. Uite-te, seamănă cu aia foarte mult, Bogdane, dă-i un zoom. Ce frumoase sunt triplele. Și acum dă și zoom pe asta. Renault, ce clas cupe? Eu, dar nimeni mult Aston Martin. Aston Martin, două țevi reale, frumos. Apropo, că ziceam de Renault, deci, din 1994 se numește Laguna, înainte se numea Renault 21. Așa. S-a numit Talisman din 2015, berlina de clasă medie. Așa. Niciuna, până la Talisman, n-a avut sedan, a avut numai hatchback și break. Cum îți explici că Laguna 3 e coupe? Da, că e aici coupe, nu e coupe hatch, da. Păi, pe vremea aia, așa, majoritatea coupeurilor erau berline în două uși, știi cum se spune. Da? Și n-au putut să facă. Ieșeau urât dacă făceau pasta hatchback, știi? Pentru că, hai să-ți arăt, de unul din motivele pentru care cred eu chestia asta. Portbagajul și toată mașina, toată lățimea mașinii e mult mai îngustă aici în sus, la suprafața vitată, decât la Laguna normală. Vă spun de acum în spate, nu stau. Și era foarte greu, da, să taie de aici sau deschidă, da, cu totul fiind, uite, foarte îngustă. Dacă te îndepărtezi de ea, haide încoace, Bogdane. Dacă o vrezi la distanță, nu e un cupe urât, ci am bătrânit frumos pentru o mașină care apare în 2008-2009. Când apare asta? Da, 2008-2009, pe acolo. Are 14 ani și nu e urâtă, nu e. Nu a ieșit din peisaj. Nu a ieșit. Problema este că și alea o să iasă din peisaj. C-Class, E-Class cupe și S-Class cupe nu o să mai fie fabricate, o să fie unul care o să le includă pe toate. Da? Pentru că nu le mai cumpără, dar mai cumpără SUV-uri. Motivul pentru care a murit mașina asta a fost SUV-urile, 47 cupe SUV-urile, toate Mercedes-urile cupe SUV-urile. Oricum, Laguna 3 a avut niște cifre foarte mari de vânzare. Da. Cupeul a fost făcut doar așa de... Să arate că poate să facă. Să arate că dar poate. De ce? Robi, ce faci? Uite, mă uitam, asta nu are nicio prindere de fabrică, nu zici că e ceva rupt. Nu și cred uite așa ceva. Ba da. Păi uite, se agață doar în colțul ăsta aici. Și să ne uităm și în partea cealaltă. Păi uite-te tu. Ia uite, 36 că sunt sfoiegiți. Uite, popa, tu îmi spui mie că... Asta are 14 ani. Dar nu contează, domne, că stă mașina în showroom și nouă de aia ruginește. Și asta? Ia stai, mă, ne uităm și pe partea aia altă. Nu are cum, poate e de reglaj acolo. Nu e sfoiat. Hai, bă, Robi, că nu e pus bine, mă. Bă, ăsta e deformat de aici. Nu zic, da, eu, a curs motorină pe el, cred. Da, aici e... E, în fine, e bună. Da. Eu sunt curios. Auzi? Ce asta poți să bagi? Eu nu știu. Ca la BMW-ul, yeah, oxidau jantele. Ca la E90. Nu, e, sunt cred poate că să oxideze și sub aluminiu, să știu, da, am avut și eu și la Volkswagen. Și eu am avut. Dacă da stau dantele jate jos. Dantele jate jos. Ia uite, acționare de aici, pac, din nou te-ai dus încolo. Cum vrei să rabatezi bancheta, că nu puteai? Trebuia să intri în spate, chinuiai dacă aveai un scaun de copii. Ia uite ce, bă, ia uite. Ăsta de aici, roată de rezervă. Avem și roată, și cric. Și nouurile sunt de Germania. Da. Ăsta?
Normal, trebuie să aibă o altă prindere, să nu... Bă, prin gropi. Ia. Și mai e un motiv pentru care asta e așa. Dacă îl făceau hatchback, renunțau la structura de rezistență. Și asta, pentru că nu are montan central. Da. Are. Nu are. Nu, nu are. Are, da. A, bravo. Dar chiar și așa, se făceau și pentru structură. Păi mă, Popa, să... Asta nu e hatchback. Deci ăsta e un cupeu în 3 volume. Motor? Nu, e un cupeu în 2 volume. Păi nu, că portbagajul e separat. Nu e hatchback. Nu, e în 3 volume, da, așa, e în 3 volume. Cupe în 3 volume, da. Și la Mercedes, la E-Class Coupe? Ăla e ceu, e tot așa. Păi ăla n-are montat la mijloc. Păi nu, ceu avea, eu nu avea. Aoleu, te vezi de ce îmi place mie Passat-ul. Nu mă, e într-un fel doar. Bun, problema... Passat Coupe, Passat CC. Mă rog. Știi, venea Comfort Coupe. Un băiat mai mic așa care poate să ajungă până aici. Ia, ce se întâmplă acolo? Nu mă, să-mi deschide și mie ușa să pot să intru acolo. Bă, păi stați așa un pic. Popa. Vreau să văd că am o doleanță la tine. Cu mașina asta vreau să merg primul la dus. Da, mă, n-am treabă. Nu că vreau doar să vreau să merg pe neviraje, adică mergem toți. Bă, dar uite, pentru un volan de Renault s-a ținut foarte, foarte bine volanul. Nu știu dacă a fost înlocuit sau retapizat, nu pare să fie, pare să fie. Ce e acolo? Ce e acolo? Stai așa să vedem ce o aripă revopsită prost. La care se exfoliază lacul. Cam asta e. Ce avem aici? Vezi de ce s-a... Bagă și motorină, curge pe aici, vine exact pe ăsta. Da, și ăsta e moale. Și-l va deforma. Vezi? De-aia e deformat. De aici n-are de la de prea plin. De? De prea plin, cum e la alte mărci. A, dacă scurge să curgă jos. Păi curge jos. Păi da, dar la alte mărci curge, de exemplu, la Audi, la Passat, la Touareg, curge pe cauciuc. Da, la fii atent, la A7 au plecat de aici cu un furtun și curge, nu cu atinge deloc mașina. Pe cauciuc nu e bine, că dacă intri într-un viraj... Derapezi. Mai brusc și ajungi acolo... Bun. Ia problema acum știți care este, nu? Ia, împărțirea, bă, de ce au făcut? Ce s-a întâmplat aici? Lipsă gaură? Da, te-l-am făcut la loc, vezi? Bă, chiar știe, bă, nea Mihai. Problema este... Hopa. Eu nu vreau să stau în spate în mașina asta. Prinde tetiera. Și l-a dus... Vreau să conduc, că vreau să o văd la pe dus, pe virajele astea. Dom'le, nu conduc deloc. Și testez 2. Și încă o chestie. Mașina asta, Popa, a avut celebrul sistem for control. Asta nu are. Da. Dar nu a avut suspensie spate independentă. Păi, dar nici la Megane RS, la 4, nici la Talisman nu e independentă. Hai, treci în dreapta. Cum se intre în asta? Prin răsucire? Cum? Așa sau așa? Cum? Lasă-l pe Popa în spate atunci. Și stai tu în față și filmezi. Stau ei doi în spate. Stai, mă, sunt și eu curios cum să stă în spate, ia. Mor mâine, păi mine și n-am stat în Renault de ăsta. Stai aici, că stau eu. Mamă, ce moale scaunul. Ia uite cât e moale. Bă, avem cotieră. Nu știu sistemul ăsta. Bun, aveți un microfon. Puneți microfonul la mijloc. Tot timpul când asta dai tetiera jos. Păi cum? Stai puțin, nu înțeleg. Că dăm plafon. Păi de ce dăm plafon? Păi că e ăla sculat, nu e făcut să... Bă, ce trag de... Ia faceți o pauză să vă povestesc ce s-a întâmplat. Și cum îl dau înapoi acum, că nu merge, uite, Bogdane. Trage de el. Păi trage tu, că nu merge. Așa a spart la spălătorie, are un prieten de-al meu, I8. Și-a dat scaunul. Așa, l-a dat în față și tetiera i-a spart parbizul. Cum o parbizul? Parbizul. Hai de cap. Păi s-a dus asta încolo. Bogdane, trece în mașină. S-a pus Mihai pe scaun. S-a prins picioarele, bă, ho! S-a prins picioarele, bă! Dă mai sus un pic, gata. Bă! Uite, bă, ai 12V aici ca să putem să-l încărcăm pe Popa, că văd că e cam... Deci, cum să acționezi, ia? Popa, o să dau scaunul de la șofer jos la maxim? Ia, încearcă, îți zic eu când. Acum e maxim jos. Pot să stau. Poți să-l dau mai în spate? Ia, stai, dă-i. Nu, e bine atâta, e ok, gata. Nu, eu n-am treabă, bă, am loc la cap, ești nebun. Adică am văzut berline care n-aveau atâta loc la cap. Dar cât porți, Popa? 12, 13, cât porți? 41,5. Bă, tu ce m-a făcut? Vreau să stai într-un videoclip? Bă, că știi că sunt Adidas și de pomană, că nu sunt... Cine? Ăștia în comentarii. Nu, că n-ar fi! Căci că am primit Adidas și de pomană, că n-ar fi ai mei. Bă, stai mei, bă, ta e laba mea de la picior. Laba ta. Bă, la bătaie, uite ăsta câtă gaură are la chelie aici, da, sus. Da, uite aici, mă bronzez. Păi și eu ce fac? Și stau... Și tu ai loc, ce ai? Ha, să nu uităm de prietenii noștri de la Deomax. De făcute în România, la Pitești, vi le recomand. Dar nu vă recomand să le puneți pe cele lichide în felul ăsta, pentru că dacă vor curge, vor curge pe unitatea asta multimedia, pe planșa de pe consola centrală și așa mai departe. Bun. Dar știi care e chestia? Că Mihai recomandă adorizantele de la Pitești, dar nu și mașinile de la Pitești. Păi eu ăștia de sunt lichide, le rup
Și pune aia pe mochete, la pedale, unde suflă... Da. Nu e la tot o picătură. Nu, n-am pus niciodată, pentru că sunt periculoase. Sunt dacă stau în soare mult. Ia fii atent aici. Da, cu mașina asta mergeai dacă stăteai la costum, știi? Erai un francez la costum, un italian la costum, un neamț mai chic așa, da, știi? Un... Ei, și aveai pentru costum și pe stânga și pe dreapta. Un neamț mai mic așa ca tine. Da. Popa, da. Poți să tași puțin să spun ceva despre postul de conducere? Zim ce e aici, e loc pentru carduri, fii atent. Bă, deci asta... A, da, să pui carduri. Le-a mers minte. Da. Să ți-l vadă nevasta. Și mai întrerup și eu o secundă și gata. Gata. Uite ce fascinant. Cu nichel pe marginea asta, pe bune, nu am văzut la nicio mașină. Bă, are unele lucruri frumoase. Uite, de exemplu, materialul de pe bord e plăcut, e moale. Doar zona de jos e tare și pare un plastic așa mai bizar. Aici e un suport de pahare cu zgomot, care să te avertizeze când se deschide. Dar se rezolvă cu WD-40. Aici e plastic care a mai fost trimis probabil și la modele Mercedes. La parc auto. Dar e o oarecare ergonomie intuitivă, adică dacă cauți ceva, vei găsi. Dar scaunul e bun, e piele de calitate, deci e un scaun mare. Dar poziția la volan, tati, Dacia Style, nu există. Nu reușesc ei, mă așteptam cu P-ul ăsta, pentru că e un cupe, să fie un pic mai optimizat așa, genunchiul meu stâng. Oricum l-aș ține, că îl țin aici pe zona de sprijin, că ăla pun pe ambreiaj. Vine tot în ușă. Dreptul, pentru că mașina este îngustată ca să fie frumos. La piciorul drept e ok. Nu se duce în jos de tot. Consola coborâtă e mișto, arată bine. Și permite să miști piciorul drept, dar piciorul stâng e în copac. Aici. Ăstea pentru ce sunt popa de pe volan? Care? R, O, tempo. Da. Radio și ceva. Și asta de aici? Nu, radio e acolo, dar R-O nu mai țin minte pentru ce. Nu, asta e la pilotul automat. R-O, băi, nu e tot. La pilot e, da, tot e pentru pilot. Deci pilotul e activat. Să setezi și să rezum. Și restul e viteza, da. Era totul pentru pilot pe vremea aia, da. Interesant că au pus pilot stânga-dreapta și toate consumul. I-am resetat consumul. Bă, în spate stai bine. Deci bă, stau bine, am cotieră, da, avem suport de pahare, avem, ia. Bă, în spate nu stai bine deloc. Eu stau. Da, ce, Robert? Uite, păi cotieră, cum stai? Frumos. Păi treci în față dacă vrei. Lasă moale, în spate. Bancheta moale, tot frumos, da, am și loc. Uite, n-ating, nici Robin n-ating. Păi nici eu nu ating, dar problema e la chelie aici. A, la chelie n-am treabă. Păi vezi ce avantaj ai. Stai pe spate. Te tirai un pic cam tare, dar în rest stai bine pe spate. Da, mă, mai bine înalt, așa. Tu dacă stai în picioare și în spate la Passatul lui Mihai, de exemplu, îți dă toată evacuarea numai în nas și te neacă și mori. Dar eu așa sunt mai sus. Bună asta. Ia uite, bă, nici asta nu știe pe unde suntem. Stai un pic. Și ne arată acolo. Da. Putem... Asta este o unitate TomTom. Da, care efectiv a fost luată din... Dar doar navigația. Din magazinul TomTom și montat aici. Că puteau să o facă mai mare, cred că loc e. Păi știi care e treaba? Ea ne arată acum, zici că suntem pe lună. Din zi, ce... mersi. Zi mersi că ai navigație, da. Dar uite, asta mi se pare tare. Topă Mihai. Asta are 150 de cai? Are. Și aia din față? 152. Aia are 2. Și eu am geamul deschis cumva? Nu. Sau ușa deschisă? Pe Robi, ia să fii atent un pic când mers. Lăsă popa geamul de spate. Apropo, geamul nu se deschide la mici din spate ca la... Nu se schimbă fixe. Doar cu ciocanel de ăla. Ca la BMW-uri, ca la astea. Navigația era foarte greu de operat. Adică are 1000 de butoane pentru un ecran atât de mic. Uite și tot. Și are și sfârcul ăla, sfârcul ăla, te joci cu un pic cu el. Ia, gâdi-l un pic să vezi. Nu, nu, las cu umblitul ăla, că mă derută atunci. Ia uite, stai. Ia. N-ajung. Hai, băgane, gâdi-l tu. Ia uite, bă. A, zici că conduci de la robot de aia. Navigație 2D, 3D, tot. Ia uite, bă. Cu card, cu toate alea. Ce arată, bă, acolo? Zici că de aici... Uite avioanele. Pui ținta de acolo. Vreau să aeroport? Aeroporturi, da. Bă, ce trec de mașină e asta, mă, mâncați așa? Și la radio cum dau? N-ai nevoie. Cum adică cum dai? Dai de pe volan. Bă, cum? Pune-mi tu mie, arată și mie posturile de la radio, ia. De unde le umbi? De aici? Îți arăt că sunt la n-ajung până la voi. Deci aici am volum. Și am. Sursa e butonul ăla, de deasupra. Ce trebuie? A, uite, searching for device, asta e Bluetooth. Și pe a, deci aici, gata, deci trebuie să virezi un pic dreapta ca să vezi așa prin volan pe ce apeși. Uite, gata, am găsit. Domnule, vezi o dată de două ori, de trei ori. Nu se poate bașa. După care te obișnuiești. Ca mersul pe bicicletă. Da, da, da. Păi mers pe bicicletă. Memorie musculară. O zisă-și bună pe asta.
Păi nici eu n-aș știu prima dată cum să ajung la butonul de dat melodiile în față. Da, și așa acum știu exact. Ia ascultați geamul ăsta cu atenție, popa. Că uite, avem 50 la oră. Ia uzi. E gura le chedă ruciupit, ori nu se închide cum trebuie. Ori deschis să răzvă ceva ce nu cred eu că e deschis. Nu, nu, se aude din spate, tava din spate sau. Ce se aude de la geamul tău? Eu știu exact ce se aude. Ce se aude? Trece curentul prin jantă și atunci când curent de aer trece printre disc și plăcuță, la 50 la oră îți dă senzația că se aude exact acolo la ușă. Bună explicație. Mai zici ceva? Excelent. Și atunci? N-am mai auzit. Bă, dar senzația de ușă deschisă sau de geam deschis e la mine aici. Uite, pune microfonul mai aproape. Dacă nu, nici acum nu se aude. Tu auzi? Auzi doar când trece cineva pe lângă. Mă rog. Nu s-aude, dar așa mașina merge dar bine, nu? Dar parvizezi zgâriat, zici că... Sau ce se întâmplă? Să știi că mașina merge bine, nu merge rău. Normal, doar e Renault. Păi zici că au avut cărămizi legate și ștergătoare. Da, mă, se întâmplă la multe ani. Dacă ai ștergătoare vechi și nu le înlăcuiești... Păi da, e zgâriată invers, a luat ceva pe capotul sau nu știu. Uite, s-a foarte, jucat foarte ceva. Bun reglajul suspensiei. Da, mă. Da. Ia de ștergător, ia de ștergător. Ia curăță-l un pic. Da, mă, invers. Posibil să fost de Anglia. Parbrizul? Parbrizul, da. Da. Păi câți nu-și cumpără? Fără să-și dea seama. Dar putea că un parbriz de cupe să fie mai scump. Vrei să spui că se schimbă și ștergătorul? Păi merg ștergătoarele invers. Merg invers? Da. Ca să curețe mai mult pe partea aia. Păi da. Că așa, uite cu ștergerea aici. Dacă tu ai fi aici, ai avea gaura aia. Nu mai vezi nimic. Vezi? Așa pare legată mașina. Da, să știi, așa, de mers merge. Dar interiorul s-a păstrat foarte bine, știi? Pielea, tot, pernuțele, claxonul s-a păstrat bine. Bă, măcar dacă facem accident, știu că avem 5 stele la euro în cap. Cel puțin pe berlină, pe asta. Doamne ferește. Doamne ferește, dacă cu tine la volan. Uite-vă voi centurile. Eu am. Și să știi că pancheta profilată, frumos, suport lateral pe spate. Nu vezi la multe așa. Adică e peste BMW seria 4 în spate. Peste E92 în spate. E92 era o coajă în spate. Și seria 4 la fel, nici pe ăla nu mă laud. Uite, Joanuțule. Bă, merge, neașteptat. Pe partea asta de tren de rulare, n-ai ce să zici, Sunt de confortabilă, stă. Și încărcat acum pentru că nu știu că e un cupeu nu care are o foarte mare capacitate de încărcare. Bun Renault, bun. Nu mi-au dat tot bun. Tot e cum e. Așa. E mașină bună, bă. Dar are unele lucruri bune, motorul. Răspunde ok. Trenul de rulare pentru niște componente simple. Atenție, o mașină fără punte spate, fără suspensie independentă pe spate. E reglată foarte bine. Frânele ok. Dar restul în jurul șoferului, poziția, picioarele, scaunul. Bă, ce faci, popa, yeah. Scaunul, bă? Uite, vreau să văd dacă merge în mers. Păi merge în mers, dar nu mai te juca la el, că și așa stau chinuit. Da, bă, poți să-mi iei scaunul. Foarte tare. Dar uite, ăștia zic tu că ăștia nu sunt ăla de sunt de all-seat, bă. Exact. Să n-ai tu acolo un off aici, plus, minus, nimic. Dar cine stă în spate? Nu stă nimeni. Păi, dar nici... Uite, putea să aibă bulină roșie și albă și vezi. Bulină roșie la căldire. Nu e rece cald, e închis, deschis. Nu râde păi, Bogdane, că tu stai în București. Da, mă, dar închis sau deschis, nu știi când e. Așa te uiți direct. Bogdan nu stă în București, stă în Chitila. Tot București, și acolo. Și eu stau în Chiajna. Ia zi, ăla nu-i București. Tu stai la Cârcea. Aia e Craiova. La Cârcea stau bogații din Craiova. Ha, 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 și aici la Leamna cine mai stau? Nebunii. Renault. Dacă reușim să facă interioarele la toate mașinilor, inclusiv la ale noastre, să le optimizeze pentru șoferi de toate staturile, de diferite gabarituri, greutăți, să lase scaunul, să monteze scaunul mult mai jos, dar să rămână același scaun, că scaunul nu e rău până la urmă. Ar fi mult, mult, mult mai ok, dar nu e. Ea degeaba merge bine, că nu tot timpul vei intra în viraje, în blană. Poate tu. Da, și tu. Poate ăla are o roată acolo, la cârlic? Un cauciuc.
ce să facă cu el? Păi uite, e posibil când dă în spate, aha, de se lipește de vreo rampă care sau ceva. Da, 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 cred. Ca vapoarele. Sau, da, da, da. Da. Bine zis, așa la spate pum să moare. A, nu, aici, nu e diesel pe traseul ăsta să nu spată. Umflătura asta aici e de la, are o traversă foarte groasă. Traversă, da, da, forțare. Eu m-am păcălit odată să îndrept un prag de Renault, dar ce era decapotabil? Megane. Megane. Mai bine luam să schimb 100 de praguri de Golf. Păi era strâmb un pic și m-am gândit, aha mă, că e ușor, un prag cât să fie de greu, dar aia fiind decapotabil are pragurile duble, mai... Curios dacă la asta e ca la... ca la mecan, te are în contra aripă o gaură să poți să pui becul, știi? Că nu poți să schimbi becul pe la motor. Dacă are tot așa în aripă față. Op. Ca la Megane 2 așa era. Hâți, Jonuțule. Hâți, Jonuțule. Ia uite. Ia uite cum aruncă semințele, țigările pe jos. Lasă cu oamenii să se facă mișcare în natură, să culeagă floricele, să... Of, cum ne schimbăm acum. Lasă-o mai încet, o să o să-i dau o frână tare. Păzea, Robi. Ce ai, mă, ți-e frică? Aici s-a simțit? Aveți? Da, da, s-a simțit și lipsa suspensiei independente, că ai văzut cum a făcut. Eu n-am simțit. Aia, nu. Nu s-a simțit nimic aici, în spate. În spate nimic, totul drept. Totul drept, totul chiar. Bun. Ce dăm Renault domnului Popa? Aoleu, mamă. Să mă leg aici cu... Bogdan, trebuie să te murci în spate. Eu Robi, stau în spate. Păi nu, Robi, stau în spate. Pe spate, pe partea asta. Așa. Să ai loc și Bogdan se mută pe partea mea. Că altfel n-avem loc. Că eu în spate nu stau în mașina asta. O să stai. Ba, nu. Nu se lasă și mai jos. Nu mai de asta acolo. Hai, Popa. Fă-te pilot. Păi ajută-mă că o să rămân fără mână. Nu mă interesează. Atâta cât vrei. Păi nu, mai mult, că n-am. Ce n-ai? A, nu mai împinge, bă, că se pure scaunul. Și eu mă dau aici. Treci, Bogdane. Bă, dar incredibil de moale. Da, butonul de încălzire, foarte strategic montat aici. Sunt curios dacă... Bă, ia uite, să pe picioarele. Bă, Popa, ia legează scaunul, Bogdane, să-mi spui cât pot să dau. Dai, dai, dai. Popa, uite, eu am fost o doamnă, o domniță, gata, da? Care... Eu, nu, bă, nu știu. Eu joc rolul unei doamne domnițe. Și teoretic, tu m-ai scos în oraș asta seară, da. Și mi-am pornit încălzirea la scaun. Așa. Am pornit-o. Așa. Bun. Acum am mai dus acasă și eu am coborât și a rămas scaunul așa. Tu de la șofer, ți-arată în bord cumva? Nu. Nu? Nu. Nimic, nimic? Ce să-mi arată? Că e ușa deschisă. Nu că e scaunul, bă. Că nu, 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 nu-ți arată. Bă, uite-te bine. Nu-ți arată încălzirea în scaun aici de bun. Păi și atunci, dacă ți l-a lăsat o doamnă, o domniță pornit, tu de unde știi că a rămas pornit? Pui mâna pe el. Pe ea, nu pe el. Păi mâna... Uite, arată, uite, ți arată. Și tu ajungi să-l oprești de acolo. Da. Gata. Mă rog, ergonomie. Este. Lasă-mi-l oprit. Da, uite. Uite, da, ți arată, mă, că e pornit. Mașină deșteaptă, bă. Dar nu putem să punem butoanele pe consola centrală? Nu, ca mai, să vezi. Și la dusterul nou, tot acolo sunt scaunele călcate. Și ăsta, a, bun, bun, bun ăsta aici, să stai venele cu el. A, nu mai fi rău. Nu sunt, bă, rău, ce ai. Nu se reglează ăștia, bă, Mihai. Ca la bingo. Popa, s-a făcut scaunul, hai. Bă, bună poziția. Mie-mi place. Mie nu. Poți să o ridic sus, poți să dau scaunul pe spate așa cum... Mamă, dar cum e pedalierul, dreapta de înclinat. Bă, ești nebun? E bun pentru... Deci că ești de monopost? Să mai pui încă un set de pedale, să o faci mașină de școală. Păi, da, mă rog, ia să vedești torpedo. Mărici. Hai mai văzut? Ia uite de mare, bă! Deci cotirea mică, cu scrumieră. A, fii atent, are input, fii atent. Audio. Video ăla. Video e cu 3. Audio e cu 2. Aha, hai să mergem, mă plictis aici. A, bineînțeles, și în dreapta e aceeași poziție. Fii atent, la asta, picioare. Asta e ca la Dacia de noi. Asta, nu, 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 Popa face o confuzie. Ălea de la Dacia de noi sunt ăstea de la Renault rămase în depozit. Nu sunt rămase la nu, au făcut altele. Designul lor, da. Da, ce, da. La Toyota au butoanele acelea de 20 de ani și sunt bune. Am început să le pună pe mașini. Bă, Toyota ai, bune. Te rog frumos. Ce găsești? De ce scrie pe asta Renault aici? Și piele pe spate. Și ia de un pic. Ia. Și pe aici? E plastic. Hă? Nu mai știu, Robi. Hai, 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 ia colea. Scoate-mă de aici. Bagă
cartela. Ia bagă șefle, să văd că nu știu cât intră. Cum stă acolo? E, frumos, și în partea aia are vreun buzunarel? Aici e de la de, te auzi. Frână de parcare electrică. Dar știi ce mi se pare ciudat? Băi, un cupe, da? Merg doi adulți cu el. Adică un adult și o adultă. Da. De asta ți-ai cupe. Și bea doar ea? Sau beți amândoi cu paiul? Cum faceți? Dar tu vezi cum era încadrat acolo? Păi... buzunarașul ăla, cum stă ușa aia. Sau e mașină de monogam. Nu bei singur. Și nu care nimic cu ea decât aer. Sau ce mult vreun cățel, ceva vreun... Păi nu mă stabilești de acasă, ce bem? Cola, Fanta și bea fiecare, amândoi bea dintr-o doză. Pentru că mai bine nu-i puneau deloc. Dacă te combin cu una și ea nu bea aceeași băutură cu tine, nu mai stai cu ea. Spui, vezi că eu am doar un suport de pahare. Tu ține cele... Hai, popa, calco, că de-aia te putărăm la volan. Rupă! Ia uite, la popa trage. Foarte liniar 2-0 ăsta de cei de la ei. Trage liniar. Și lasă-o mai aici totuși. Bine, zice-o să-i dai, dar nici așa. Trage liniar, vezi? Ba, fii, ai fii, atent la căței. Fii atent la căței ăia, fii atent la căței, că bară de mașină de asta nu găsim. Iar eu să mă pătimesc să o fac, nu pot. De tablă. Mai bine te fac pe tine din tablă. Aude, pop, ce-ți place ție. Ce miroase ăsta. Bă, ce frumos era cățelul la galben. Eu acasă. Nu, că am deja. Vălam pe lăbuș, cel mai tare câine. Păi da, cu mașina în el și s-a strâmbat mașina de zici că e tare. Cum stați în spate, domnul Preda? Domnule, îmi place. Ia uite și ce material asta, fii atent. Atât de moale. Ia uite bancheta, e moale rău de tot. Și scaunul în sine sunt făcute bine, nu sunt puse cum trebuie în mașină. Vreau mai jos. Eu nu n-am loc, dar în rest așa, ca și poziție. Iar eu stau aici cu genunchii la gât, dar mă rog, se poate corecta. Bă, ce te văzi, cum mă cu genunchii la gât? Păi este urci tu în dreapta. Hai că la întoarcere din vârful. Nu văd genunchii la gât. Din vârful dealului conduci tu. Dar eu mă întreb acum, cum stai tu cu genunchii, dacă dai în frână și n-ai centura, unde să-mi fii găia? În bord, unde? Genunchii. Dar nu ai pus centura. Ți-i faci bardaf? Da. No, e rezistentă. E rezistentă. Bă, dar vrei să știi ceva? Merge bine. Merge bine. Scaunul, susținere laterală, confortabil, volanul e cum trebuie, subțire cu decupaje. Mai tăia virajele. Nu mai face nisipul ăsta de depus pe margine. Renault. Volane cum era ăsta. Bă, uite cât de... Popa, lasă-o mai aici. Popa, lasă-o mai aici. Volan bună. Bă, dar tu mă simți că sare de cur. Cum ați făcut de spate? O făcut și intenționat, știu că o făcut și intenționat. Nu te mai la că te-am simțit că... Mă pricep puțin la mersul mașinilor așa. La mersul trenurilor te... Popa, bă! Hai mă, nu mai fi. Mergeai tu cu Suzuki-ul ăla, cișpireața aia. Bă, chiar mi-a plăcut, să știi. Hai că ai timp de serpentine pe acolo să o încerci, dar nu-mi place. Pleacă de spate, dacă o forțezi, pleacă. Bă, dar fă bună pe frâne. Pedala de accelerație. Are multe chestii bune. Ambreiajul. Ia uite la aici, bă, Opel-ul cu dulapul, bă. Tată, bă. Da, ambreiajul are un arc foarte puternic, adică în oraș îți obosește piciorul pe ăla. Și în dreapta îți obosești picioarele din cauza podelei, deci nu... Nu, dar e foarte, foarte mișto mașina ca poziție de condus, ca și vizibilitate e bună, știi? Suspensia da, e pe moale, dar cumva reușește să te țină conectat, cumva, știi? Direcția încă e hidraulică. Dar e... Singura chestie, da, ambreiajul tare și cursa schimbătorului, fii atent. Aici suntem în brazdă și aici suntem în centru. Da, adică e foarte, foarte lungă. Te întinzi un pic după ea. Și măciuca asta e mare, rău de tot. Dar în rest, mașina merge bine. Foarte bine închegat, așa. Adevăr, se aude ceva. Și de ce se aude acolo? Că acum e un pic fisa. Domnul Preda, mașina a fost probabil un pic atinsă acolo în față și e fugită ușa. Da, a fugit ușa și abia au prins-o. Da. De ce fugi și atunci? N-a fost lovită. De ce așa fugi și ce vrei? Eu nu aud nici de aici din spate, poate numai de la volan. E un Logan de taxi. Știi când te sună cineva și e în taxi în Logan și semnalizează ăla, se aude așa. Se aude prin telefon. A, da? Da. O, Clio, simbol pe taxi sau chestii. Mă, să știi că mie îmi place. Păi și ia bănea Mihai că stai tu și mă gândi. Dacă era ușa lovită și era fugită în spate. Așa. Mă avea lufturi legale sau ușa aia nu se lipea de zgomot de vânt. Nu se lipea de aripa de spate. Înseamnă că e hedorul uzat. Da, dar n-are treabă, e caroseria deformată. A fost tăiată pe jumate și nu e sudată bine. E, dracu. E sudată partea din spate mai în spate și nu mă atinge chederul. Pic,
dacă vrei să faci ceva. Nu vreau să fac nimic, uite, BMW M2 țev mici. N-am mai văzut BMW M2 țev mici. Bă, lasă-mă că ăsta e diesel. Toată ziua. 2.0. Ce, e 1.4? Nu e diesel, 3.0, nu e 2.0. Da, e cam, e strâmbă. Vezi, e pe dreapta, e strâmbă, pe stânga e dreaptă. E strâmbă, în momentul în care virează, se duce ca crabă. E murdară mai mult pe partea stângă și de aia. E stratul de praf. E strâmbă, puntea, dă-o dreapă, uite și tu. Bă, o avea brațele original. Dar de ce se malizezi? Păi, de capul. Din reflex, eu știu. Pă, bă, popa, nu știu ce... Iese roata pe afară la asta. Lasă-l, bă, pe om în pace, nu vezi că nu intră tare în viraje cu ea. Da, bă, da, păi, are M. M pachet, față-spate. M, era zic eu ce M. A, uite, bă, ce peisaj frumos în prima, într-o zi de primăvară, dacă nu bătea vântul. Aoleu, merge pe sus picioa și bate vântul. Să te ții de volan. Popa, popa, popa. Asta cu BMW-ul. Păi asta cu BMW-ul cu roțile alea de stau câși nu are curat să intre tare în viraje. Că acu-i brațul sub ea și avem vizualizări. Vezi că e nisip pe jos să fie. Adică las că merge robi la întoarcere. Totdeauna după ce plouă, dacă într-o noapte sau într-o zi a plouat mult, nu forțați mașinile în viraje, pentru că mai ales pe drum care nu-l cunoaște, pentru că puteți avea nisip adus de ploaie, pământ pe carosabil și ai intrat într-un viraj blană și dai nisip, ai dat în șanță. Ține minte, papa, notează. Eu n-am dat niciodată în șanță. La el a mai sărit șanțul peste el. Pe sub mine. Uite ce-i dă fraierul. A, acum pe linie dreaptă. Bă, știi? Pe curbe toți le aveți mici, 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 mici. Când se face linie dreaptă, toți le aveți mă, armă. Pe curbă se vede șoferul. Da. Uite și fumul pe linie dreaptă, mă. Bușneagul. Ia calc-o, popa. Are pedala de kick down. A, ca să spargi pilotul. Uite, 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 vreau să. Păi tu ce cred eu că intră aerul prin crăpăturile de la cheter? Sau pe lângă... Dacă te duci până la Constanța... Te cam trage curentul. Ce dracu, bă, că... Ține gura, popa, să uite lor dinți. Că dacă dormi într-o încăpere noaptea. Da, și te trage curentul. Te trage cu și e, nu e cum trebuie, sunt curenți de aer, te vei trezi cu durere de dinți dimineața sau de cap. Da, dacă ai sensibilitate la dinți, dacă ai smalțul dinților, moare. Dai cu lac întăritor. Cum ar? Acum îți reclești o oglindă. După ce ai ajuns acasă. Păi bine în spate, să știi. Bă, nu, ca, mașina e frumoasă așa, ca ambianță, de jur împrejur, ai vizibilitate. Da, exact lucrurile da, care... Are cuplu, e silențio... Pe motor e foarte silențios. Exact, are multe lucruri de nota 9, dar are câteva lucruri de nota 2. Și 2 ăla te doare, îl simți cel mai rău. Ce aici. Ce simți, bă, că... Podeaua cum îmi stau picioarele, câși. Aia simt. Și vânt pe la uși. Stai seama că de fabrică nu bătea vântul. Podeaua tot la fel era. Poți să faci remecii dacă nu forțezi cutia, dacă nu o grăbești. E, să știi... cum îi zice, mă? Trece spate. Treaba că să meargă domnul Rusu, mă. Nu merg, că Renault mie nu-mi place. Cum să nu-ți placă, mă, ce e? Foarte mișto. Bă, tu ce acum scara confortabilă are? Hai, tu mergi tu atunci, nu, că eu nu mai merg, nu mai, gata. End, stai să... Ia să vedem, dă-o două așa, să vedem dacă întoarce, bravo. Hai, bă, că întoarce. Să vedem dacă nu e X6. Deci de-aia au pus la asta for control, că for control întorcea mai scurt. N-au existat din asta cu for control? Ba da, alea cu for control virează foarte în scurt. Știi că care un metru raza de bracaj mai mică. Să nu dai rachetă în mers. Merge foarte bine. Merge. Merge, treptele sunt exact ca la Avensis diesel, la fel de lungi. 118-119. Motoarele astea DCI-urile sunt renumite pentru consum. Da? Eu zic că ar trebui să avem un consum de 6 la mersul ăsta. Turbina încă rămâne încărcată, ai răspunsul bun. Dacă iei piciorul mai mult, ia. Da, după aia se încarcă ea, dar dacă dai așa, rămâne încărcată turbina și ai răspunsul bun. Nu te mai juca așa la ea, că poate își afla eroare. Hai mă, ți-are erorile. Dar nu înțeleg cum ia. Îmi zice
ce să-i dau așa? Am o măciucă de schimbător aici care nu face nimic. Bă, dar la ce e bățul ăla? Că nu, de ăla de zici tu, de acolo am văzut la multe mașini din grupul ăsta. Ăla alb, ce e ăla acolo? E măciuca de la schimbător, dar ce? Păi ți arată și la, am văzut și la ale noastre chestia asta, dar ce e semnul ăla acolo? Că nu se schimbă, rămâne tot timpul. Ba da, se schimbă, dar doar că la asta nu ți arată. Ne spun urmăritorii noștri, că noi nu știm. Ar trebui să-ți arate să schimbi. Păi nu-ți arată, nu vezi, uite. Ia, chile în tău, merge? Dacă te dă 5 alungă 3. Cam greu cu chile în tău, că pedalele una, așa sunt. Și observ că pedala de frână e mai lată decât pedala de ambreiaj, nu-s de aceeași formă. Da, așa ar trebui să fie. Ca să poți să ai, dacă ai vreo frânare de urgență, să pui repede frână, știi? Ne-ai jurat, papa, de mult. Dar de ce cobori cu mașina scoasă pe liber? Pentru că voiam să testez chestia aia și uitai. Bagă mașina în viteză. Nu mai forța pe aici, că funii sitting vârbele astea. Se vede, ți se vede că vrea să subvireze, se vede. Dar așa, e decentă, știi? Nu e mașină sport, dar e... În prima parte a cursului volan nu-i prea se întâmplă mare lucru, știi? Dar de stat, acum e și încărcată. Apeși, apăsăm pe anvelope, știi, are mai multă aderență. Nu știu anvelopele ce sunt, de nicio ce, ceva, că erau... Ei sunt de iarnă, oricum. Și câte grade s-a fac? 16 grade. 20, 16. Stă, bă, dă-mă, dracu. N-are treabă. Stă, că dacă nu pleacă. Bă, dar mie îmi plac scaunele. Ia-ți una. Eu aș putea să adorm în scaunele astea. Culcă-te la volan. Și susținere laterală, și confort, moale. Dar n-ai... Ia, stai să văd de lombarul. Are lombar? Nu cred că. Robi. E? Are lombar. A, lombar normal, da. Lombarul ți-l acționează ăsta din spate. Da. De la minim, de la minim. De la minim. De la minim. Pe bază de levier. E ok. Lombarier. Dacă dai tare în lombarierul ăsta, îl dai cu lucii de volan. Face burtă. Băi, e super mașină, ce? Ce? Mult peste așteptări. Bă, da, sincer, da, m-aș vrea să nu fie atât, să nu meargă atât de bine, dar merge bine. Nu, aici mai ai un plastic care e un pic mai încolo. Da, bine, astea, acum ce să le... Totuși, mașină de 13 ani care să arate așa. Exact. Știi ce îmi doresc să prindem? 407 coupe. Dar de unde? Pentru că 407 coupe e un pic mai înaltă ligă. Nu, era fix în asta. Ex. Zici tu? Dolar pe dolar era. Franc pe franc. Ești franc cu mine. Muncește România sâmbătă. Păi da, noi ce facem sâmbătă? Dai o pizza? Păi dar nu mâncași. Păi te-am întrebat dacă dai tu o pizza, nu dacă mâncai eu. Da, dar trebuie să plec la București. Că Bogdan trebuie să fie la 7 la țară. Unde la țară, dacă pleci la București? La țară, la el, la Ciorogâr, la unde stai. Mehedinți. Mehedinți. Fierbinți. Fierbinți. Ești din Fierbinți, Bogdane? Da. Nu cred așa ceva. Eu și tu. Ia uite mai aici. Știi cu cine am întâlnit zilele trecute? Sistematizarea traficului. Știi cu cine am întâlnit zilele trecute? Ia. Bobonete. Te-ai cunoscut? Nu. Tu pe el da? Eu pe el da. Deci nu ești suficient de celebru, popa. Mi-a cerut un pahar cu apă. Și ce ai spus? I-am spus că spăl paharul și el. Am spălat paharul și el da. Ce băiat bun, bă. Uite, mă, îmi zice să schimb sus. Ce zice, mă, că la fel ți arată? Uite, ascultă. Ascultă? Săgeată. A, pe... Bă, săgeata am văzut, dar aia ce e țâmburușul ăla? Ăla e schimbătorul, ca să știi ce să faci. Schimbă în sus, schimbă în jos. Păi și la alte mașini de ce scrie? 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ca să spună în ce treaptă să schimbi. Și aici dar ce scrie? Doar în sus? Sus și în jos. Și ți arată schimbătorul? Da. Aha. Și ea lăsă așa în... Și ea scoate-o pe liber. Mergi cu viteză mică. Pe liber nu se întâmplă nimic, dispare. Nu, dă-i pe a șasea, să mergi cu durație mică, să vedem dacă zice să o dai pe a patra. Dacă da, îți dă, zice, ia uite, vezi? Săgeată în jos. E subturată. Da, nu schimbă bine. Dacă vrei să schimbi lini, schimbă bine. Uite ce bine schimbă. Foarte mișto. Dar, într-adevăr, e greu cu măciuca asta. E dita mai măciucul aia. Păi se pare ție că ai mâinile mici. Este că se aude Loganul ăla de taxi de unde. Ia uite-l, bă. Uite, bă, mașină, bă, aici. Uite, bă, aici. Bă, Golful ăla 5 de-a. Nu, bă, uite, asta de trece pe lângă ea. Ce dragă mi-e mașină, când trece pe lângă mașină. Uite, față, frumos, tot ce trebuie. Fiți. Mai spune și frumos, am apărut vreo poezie de asta nouă cu Passatul. Uite, că probară frânele la Renault astăzi. La Renault ăsta astăzi. Uite o lagună cu pe aici.
Pe cupe nu este dat. Au pus laguna cu asta pe navigație. N-au lăsat-o pe laguna normală. Ce tare. Ia uite, și ăsta acum intră. Zi, mă, mai e vreo poezie nouă cu pasat-o, mai e și ceva nou. Da, mă, puțin, că o fac una pe loc. La secundă. Cu ce merge retardatul? Mă, cu mașina lui pasat-o. Na, bă. Na, Mihai, mai zici ceva. Bine, popa. E făcută. Pe loc. La secundă. Bine. Dă-i un milion, că ai văzut cu salam când îți face. Da, exact, cu dedicație. Ia treci, bă, popa, tare pe nava asta. Bă, nu trec tare, mă, că... Îl dăm pe omul ăla. Nu, frânarea poate să o frâdele un pic mai încinsă. Plus că luți pe omul ăsta în local. Îi curge apă. Bă, să nu mai ciuda Veneția, mă, veniți aici. Dar fii atent, e făcut... Cum o fi făcut, dar n-au nicio gură de canal, nu e nimic. Păi, aici nu este canalizare pluvială în zona asta orașului. Nu, ia. Nu? Când se umflă Dunărea, până aici vine. Dunărea nu jiu. Păi de ce n-au făcut și mai sus strada asta? Le-a intrat apa peste ăștia în curte. Dacă aș ști. Da, mă, le intra apa în curte. Da, bă, le-a mers mintea. Da, așa stă apa în stradă. Uite, omul are un Passat și un Polo cu trei roți. Uite, altul mare, tot un fel de Passat. Uite-l ăla cum băgă camionul acolo. Cum dracu a avut loc? Băgă dita maică. Șofer, bă, pupă, bă. Bă, dar îi tăie toți copacii. Avea omul guard view, copaci frumos, tui. Era așchetă toți copaci. Dar ce voia să pune în ea? Acolo trebuie să ascunzi. Dacă furi ceva, acolo ascunzi, că nu ți-o mai găsește nimeni. Ia uite. Ia uite, știu. Ăla a fost Passat-ul. Opel. Opel-ul, ce? Opel-ul. Mă, și mirai cum trebuie să auzea Passat-ul de la distanța aia. Așa. Apropo, că am vrut să te întreb. Am văzut baza conia aia de clip în care te-ai plimbat cu un raptor printr-o apă mai mică decât asta de aici. Eu așteptam să fie mai adânc. Da, așa. Și cu cealaltă, vehicul. Așa. De ce nu ai dat explicația adevărată pentru prezența ruginii pe acele portfuzete? Am dat un alt clip. Nu, nu știe nimeni. Stai, bă, la Duster? Eu am mai văzut și la Toyota. De noi. Există o explicație. Stai, mă, puțin. Am dat explicația de ce e rugină pe brațe, pe spate. Și pe portfuzete? Nu e același motiv. Dacă e fier, fier, dar fără niciun aluminiu în el, fără niciun aliaj în el și ruginește. Dar e rugină de suprafață. Că nu intră rugina, nu-ți mănâncă rugina. Am zis. La brațe. Brațele la Duster-ul nou vin ruginite în 2-3 zile maxim. Florice, LP, câmpii, luați-vă dacii, copii. Bă, sunt făcute ruginite și de-aia arată așa. Sunt făcute din tablet. La alea pre-facelift rugineau după mai mult timp, înțelegi? La astea noi ruginesc după o lună, cam așa. Păi pe ăștia l-au făcut din alea pre-facelift. Ruginite de mult. Trage-o aici să ne facem poză din aia mișto de la distanță așa. Aici unde? Aici, lângă chestia asta albă. Pe diagonală, frumos. Uite, mașina adevărată, Hyundai i30, frumos. Ce dracu zornei prin port pe aici? Prea mă nu zornei. Nu zornei, dar e motorul supturat acum și de-aia. Zisei să tragi mașina ca să putem face poză. Cum? De la distanță. Trage mașina lângă Hyundai ăsta alb, pe locul de lângă el și o lași pe diagonală. Acum virează dreapta. Invers, s-a pus contra pe dos. Maxim. Mai mult. Mai mult. De la maxim. Așa. Acum dă-o în față drept. Mai, să vin pe linie aici, să mă dau jos, să pun piciorul pe linia asta albă. Ca la aeroport, papa, te tragi, ai văzut cum te trag avioanele. Și acum virează la maxim la dreapta. Vezi? Pe de loc? Ce? Înmers. Înmers. Oprești. Nu, nu opri. Uite de la consum. Păi ce dracu zornă e așa la aia? 8-3. Cât? 8-3. Du-te, bă, de aici. 8-3, mă. Bă, la mersul ăsta 8-3? Da. Descărcat. Păi mult, bă. Mult ușor. Pentru 150 de cai și cutie lungă. Poate nu, poate are ceva, nu e ok. Eu știu. Bă, e și de dură, mă. Nu, deci să ne căcăm. La altele a mers ușor cu ele, nu?
nu putea să fie consum, dacă era 1.5 diesel era așa, dar e un păi consum. Păi ți-aduce aminte de o mașină, de omorâtul. Chite, cheia a scos 6.6. Dar bine, nu fut tot traseul. Mamă, mor numai pe... Gata! Asta are geamuri antiprost. Are, mă. Păi și eu ce fac aici, mai mulțumesc mult. Butoanele sunt... Bă, mă opre, dar nu mai puțin. Butoanele sunt fix astea de la Dacia. Fix astea. Bă, bon. Mi-a plăcut mașina, mie chiar bă, și mie îmi place partea tehnică la ea. Merge. Dar partea de finisat, ce faci acolo? La ce te joci la butonul ăla? Yeah. A, fiți atenți aici. Că vă auzit ceva. Fii atent aici, fii atent. Ceva mișto. Da? Fii atent. Ascultați sunetul ăsta. Bradul de Crăciun. Stai. Așa, ăsta, fii atent. E bradul de Crăciun. Al cui? Bă, ce brad urât ai avut tu, dacă suna așa. La ea, las-o jos, vedem cât timp faci. Nu, face la nesfârșit. Până moare bateria. Până moare bateria. Cine a fost autorul acestui ding-dong? Îl cunoaște cineva, oare? Eros Ramazzotti. A trebuit executat pe ghilotină, că francezii au portat, au ținut ce metoda de, mie-mi place de ghilotinare multe. Lasă-mă decât la Toyota. Pip. Mai bine așa. Da. Astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la acest canal și să vă uitați și la canalul domnului. Deci. Și să vă luați tiguanuri cu panoramic. Domnul Preda vă așteaptă primăvara asta care se anunță cu ploi și furtuni, cu tot felul de intervenții de ce aveți nevoie, dar vrea să se axeze și să specializeze, nu că n-ar fi deja, pe modele Volkswagen cu trapă panoramică care se inundă ușor. Și de curând am trecut și la... Ia zi! Domnul Preda, ai prins vreun Renault cu trapă până acum? Mamă, dacă ți-arăt. Am avut un Renault Megane, închide dracu ușa aia că nebunesc cu ea. Dacă avea ăla bănișori și erau de hârtie acolo deci, jos în buzunare. Ți-aduce aminte Megane-ul ăla care a avut parbrizul? Deci un Renault Megane, fiți atenți aici. Hai să mai lungești, mai faci o clipuri ca tine de 3-4 ore. Un Renault Megane care a avut apă în ea la greu. A fost cu ea într-un service de nume. I-am schimbat calculatorul de sub scaune. Bă, nu e de a-ți schimba calculatorul. Ba, l-a pus să-și cumpere 3 calculatoare de frână de mână, care erau în portbagaj situate. Așa, da. Și intra apă în ea, i-au dat găuri prin podea și au zis că ce dacă intra apă, că iasă pe aici. Nu mai crește nivelul apei. I-am scos alea și avea toate firele de la frâna de mână, erau oxidate. Firul de plus și era scos de acolo, era oxidat și rupt. Și de-aia nu-i mergea frâna de mână, dar ei lor pe tester le zicea că e calculator. Și parcă nu ia de a avea parbrizul, da. Mașina a avut parbrizul înlocuit și lipit prost și cursese masticul de parbriz în găuri de descurgere. Și toată apa la orice ploaie scurgea în mașină și schimbai calculator și alte calculatoare și tot nu face nimic. Și a făcut-o domnul Preda. Fost e clipul pe la noi pe canal, e printre primele clipuri. Văzuși GLS-63NG? E primul din pe care îl văd, nici în București n-am văzut GLS-63NG. Ce vă spun vouă că aici la Craiova să dă ore exacte și voi nimic. Doamne, Honda, Toyota, dragi, la... Da, terminați cu prostiile. Ce mașină avea înainte? Numai din ăștia a avut. Două Cayenne-uri. Două Cayenne-uri turbo. Asta tot negru, tot frumos. Gazeta de Sud. Nu e Gazeta de Sud, sunt niște băieți cu Sud Oil. Nu era Gazeta de Sud? Nu, nu are Gazeta de Sud așa, ba. Este cu petrol, cu alte... Normal. Ne-ai făcut o reclamă. Poate le dăși nouă la filmări. Cum ar fi? Tu zici cât consumă aia? E de aia de sare în sus? Da, să ne dea benzină. Da. Are bounce mode. AMG-urile din Crești n-au. N-au? Deci GLS-600, Maybach GLS-580 și GLE-580 au. AMG-urile n-au. Ce să mai, vă mulțumim că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați de odorizanții Deomax făcuți la Pitești. Noi continuăm pe aici, că tot a zis. Când vine Popa să filmăm, să filmăm. Eu te-l pe Popa, filmăm. Așteptăm să vină ziua lui. Uite ce urechi de Shrek are la manete. Sunt fix urechi de Shrek. Mi-e așa groase. Bă, mă, lăsați-mă să mă dau jos, parcă vă vorbire, să stau numai aici. Ia vestea. Bye, bye. Și hanorac. Vestea.